Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 9 din cariera noastră frumoasă cu Manchester United. Unde în episodul de azi o să transferăm jucători pentru că suntem în perioada transferului din iarnă. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru că mai avem foarte puțin până ajungem la 1k subscriber și la 1k aveți de la mine un videoclip special. Și desigur, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări când postești. E bine, acestea fiind spuse, în episodul de azi o să dăm jucătorului lunii un playstyle nou și o să transferăm jucători noi. Prima oară, haide să dăm playstyle-ul nou. Și jucătorul ales de voi este Garnacho. Am văzut și foarte multe cereri pentru Mbappé, însă Garnacho a fost predominant și el o să primească un playstyle nou. El are multe față, finisher, technical, rapid, player, quick step și trivela, așa că hai să dăm de roată. E bine, și cam asta este roata. Avem tiki-taka, power shot, first touch, press, prevent, whip and pass, incisive pass și picnet pass. Niște playstyle destul de bune, sincer, aș vrea să pice Paul și Tiki-Taka, presupun poate. Hai să vedem, dăm de roată și să vedem ce pică pentru Garnacho, un playstyle nou și se pare că pică presupun. Ok, presupun. Este foarte bun pentru el, ajută foarte mult. Am explicat în episodul anterior, dacă mă înșel, ce face când ne-a picat și la Mbappé, însă da, o să-l ajute foarte, foarte mult. Bun, și acum Garnacho are și presupun. O să-l ajute foarte mult și de-abia aștept să joc cu el acum. E bine, acum că am terminat cu jucătorul lunii, trecem la transferuri, unde avem niște jucători foarte interesanți. Și în primul rând, să fim serioși, avem nevoie de un portar nou. Onana ne-a trădat în fiecare meci, am primit un gol cel puțin în fiecare meci. Efectiv a fost contra noastră și a fost foarte greu pentru el, așa că o să transferăm un nou portar. Însă nu știu exact ce portar să aleg. Am văzut acolo Ter Stegen caz de cineva și să fiu sincer, Ter Stegen arată destul de bine. 31 de ani nu este nicio problemă. 89 overall, ok, un overall foarte bun, să costă destul de mult. Și aș căuta un portar poate puțin mai slăbuț, dar care expiră contract ca să putem să luăm mai ieftin. E bine, și ca portar, de ce nu? Ce-ar fi să îl transferăm pe Manuel Neuer? O să coste extrem de puțin, chiar foarte puțin, însă este foarte, foarte bun, adică are 87 overall la 37 de ani. Știu că o să scadă, însă ce puțin pentru sezonul acesta o să ne ajute destul de mult, zic eu. Așa că cred că nu este o idee rea să-l transferăm totuși pe Manuel Neuer și să păsăm rezervă pe Onana. Cine știe, poate avea nevoie de el până la urmă, dar dacă îl transferăm pe Manuel Neuer, mi se pare cea bună decizie. E bine, și haide să vedem, 2 milioane nu este deloc mult, așa că hai să vedem, 2 milioane 500. Ok, hai să dăm 2 milioane 500. Bun, și contractul, să uităm aici, crucial, ca să joace el primul. O să-i dăm 2 ani, deși cred că da, ok, ok, vrea 2 ani. Fără clauză, n-avem nevoie și salariul îi dăm 50, cum are și el la Bayern. Și hai să vedem dacă acceptă, ok, mai vrea ceva. O să scoatem noi bonusul și acum îi dăm Summit Offer. Ok, 83, cam ne face de bani, dar e ok. Până la urmă vedem că vine Manuel Neuer la echipă și sper să ne ajute foarte, foarte mult, pentru că Manuel Neuer este chiar bun. E bine, acum cu Manuel Neuer pe poziția de portar, mai avem nevoie de un transfer, chiar puțin un transfer mare, adică ok, Manuel Neuer a costat 2 milioane 500, destul de ieftin. Însă următorul transfer, n-am cum să nu-l fac, pentru că mi-a zis foarte mult să fac acest transfer și acel transfer este la mijloc, dar e foarte scump. Este vorba desigur de Florian Wirtz. Mi-a zis destul de mult în comentarii că trebuie să vină acest jucător și să fiu sincer, sunt foarte, foarte de acord cu voi, chiar îmi place foarte mult acest jucător și este foarte, foarte mult și în viața reală. 88 overall, însă, wow, o să ne coste 105 de milioane, foarte, foarte mult, de asta am vrut să transfer pe Neuer. Avem 85 de milioane, cred că putem să vindem niște jucători, hai să vedem totuși ce jucători avem. E bine, va dura puțin până o să vină acest jucător, am selectat câțiva, momentan avem 84 de milioane, chiar destul de puțin. Și ne mai trebuie mult până la 150 de milioane. Și avem meciul acesta versus Manchester City în Carabao Cup, un meci destul de important pentru noi. Echipa foarte bună pentru ei. Hai să vedem totuși dacă reușim. Echipa noastră este destul de pregătită pentru acest meci, cam toți sunt în formă. Garnacho, mai ales cu acel nou playstyle, poate cine știe să mișcă mai bine, așa că haide să intrăm în meci și să vedem ce se întâmplă. E bine, până la urmă și se pare că începe meciul contra cei de la Manchester City, un meci destul de important, zic eu, așa că haide să-l câștigăm. Ok, foarte bine aici Julian Alvarez, foarte bine pasă înapoi la Foden. Foden trece foarte bine și șutează, însă Neuer ne apără. Bine mă, Neuer. Hai Mbappé, du-te tată, du-te că ai viteză, du-te.
Bine, mă, Mbappé, uite și tu cât de rapid e. Incredibil așa ceva. Pasa la Garnacho, însă este deposedat. Ce rapid. Bine, aici Garnacho, însă peste poartă, mă. Da, se mișcă mai bine. Se mișcă mai bine. Are niște întoarce mai bune, însă șutul, na, încă nu este cine știe ce. Asta ne pe Rodri acum, Rodri. Pasa la KDB, șutează, însă apără Neuer, mă. Bine, mă, bine, mă, Neuer, mă. V-am spus că e bun. Pasă bună la Garnacho, se poate duce, mi se pare că are rapid. Du-te, du-te, Garnacho. Bine, Garnacho, a prins viteză. Du-te, Garnacho, du-te. Șutează și pe lângă poartă, nu pot să cred, nu pot să cred, bă, ce drept obosise mult, dar totuși, bine Mount, foarte bine aici pasă la Garnacho, se poate duce Garnacho, caută pasă la Mbappé, însă, cred că mai bine mergem noi, Mbappé, dacă stă bine poziționat, Mbappé șutează, însă, apără Ederson, mă, bine aici, Garnacho șutează, însă, mult, mult peste poartă, da, avem nevoie de un playstyle pentru shoot neapărat. Ok, o lovitură liberă pentru KDB. Un foul destul de ușor. Hai să vedem acum dacă reușim să ne apărăm. Șutează până la urmă. Șutează la poartă. Însă peste poartă. Ce shoot puternic însă. Bine, Garnacho. Hai, de data asta nu. Nu mai poate. Nu mai poate. Nu mai poate. Bine, mă. Bine, mă. Du-te, Garnacho. Du-te. Căută o pasă. Căută o pasă. Și Mbappé, mă. Bine, mă, Mbappé, mă. Bine, mă, Mbappé. S-a poziționat perfect însă și Garnacho ce ran frumos a făcut acolo. Facem 1-0 versus cei de la City. Revedem faza unde rapidul playstyle-ul a contat foarte mult. Pasa la Mbappé și Mbappé un tap-in foarte ușor, dar a contat foarte mult. E bine și se termină meciul, câștigă meciul contra cei de la Manchester City. Însă mi se pare că ăsta este la noi acasă sau la noi acasă și pe aia vom juca invers. E bine, până se vând jucătorii noștri și până o să luăm pe Virț, mai durează așa că următorul meci este contra cei de la Spurs, un meci destul de important. Ei sunt pe locul 7, noi suntem pe 6 și vrem să urcăm mai mult și nu putem să-i lăsăm să ne depășească până la urmă, așa că trebuie să câștigăm. Echipa lor, da, este foarte bună, desigur. Konate acolo, un nou transfer, Valius ca portar, chiar arată destul de bine, însă cred că putem să o batem, mai ales cu Neuer în poartă care apără tot și echipa noastră care arată foarte pregătită pentru acest meci, așa că haide să intrăm în meci. E bine și meciul începe, haide să vedem dacă reușim să o batem pe cei de la Spurs și să ne menținem locul în Premier League. O ocazie foarte bună, însă Neuer ne apără, mă. Bine, mă, Neuer. Hai să ne acum în corner, reușim să ne apărăm, un cap foarte bun, însă Neuer din nou ne apără. Bine, mă, Neuer, mă. Bă, ce activ e Neuer în meciul ăsta, bine, mă. Bine, pasa la Mbappé, Mbappé se poate duce, Mbappé continuă foarte bine. Șutăm și marcăm, mă. Bine, mă, bine, mă, Mbappé, mă. Face 1-0 versus cei de la Tottenham Hotspur. Bine, aici pasă la Mbappé. Mbappé șutează, însă nu marchează. Am uitat, n-am nimerit verdele ăla, mă. N-am nimerit verdele. Merge să șutează și ne prinde data asta. De data asta ne prinde. Înscrie până la urmă cei de la Tottenham. Un atac destul de bun, da, n-am avut ce să fac. S-a mișcat foarte, foarte rapid aici Madison. Mbappé se poate duce, Mbappé se duce. Are viteză, du-te Mbappé. Du-te Mbappé, haide Mbappé, haide, haide, pasa și nu reușește, bă, bă, ce trist, acum Rashford, nu pot să cred, a fost și deviată și degeaba. Bine, aici Mbappé se poate duce, însă Konaté vrea să ia mingea, nu reușește pentru că Mbappé e prea rapid, și acum Mbappé, na, nu pot să cred, ești posedat de Van de Ven. Bine, aici Richarlison, se poate duce, șutează, nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred, nu pot să cred, nu, nu, Neuer, nu și tu, nu și tu, uitați-vă la ce șut, nu pot să cred așa ceva. Foarte bine Garnacho pe flank, trece Garnacho și bine acolo Mount, însă ce apără Vales, bă, apără bine rău. Foarte bine aici Dalot, se poate duce, du-te Dalot, pasă la că reușim la Mbappé, Mbappé șutează însă, apără bă, din nou portarul bă, du-te mă, nu, am dat pe lângă, what, ok, am văzut-o greșit. Foarte bună pasă aici la Son, Son se duce foarte bine însă, na, până la urmă reușește să înscrie Son. Pe lângă Neuer face 3-1, da, un meci foarte, foarte greu, n-a dominat efectiv. Bine aici Mbappé, se poate duce, hai Mbappé, hai Mbappé, hai Mbappé, bine mă Mbappé, ce finez mă, bine mă Mbappé, hai se poate egalul măcar. Bine aici, ultima fază Garnacho, du-te Garnacho, șutează, însă apără Vales mă, du-te mă de aici mă, cum mă să apere așa ceva? Hai să vedem acum cornerul, Garnacho la balon, șutează pe verde, însă pe lângă poartă, bă.
Se termină meciul, reușește la Tottenham să ne bată cu 3-2. Cât de aproape am fost, cât de aproape. E bine, am ajuns la următorul meci versus Manchester City, care este returul în Carabao Cup. Însă încă n-am strâns banii necesari, adică am vândut, l-am vândut pe Anthony, am vândut câțiva jucători pe Van de Beek, pe alți jucători și am reușit să strâng 149, însă nu cred că o să ne ajungă să-l transferăm pe Wirtz. În continuare o să coste destul de mult, însă, da, și dacă încercăm tot, nu o să reușim probabil. Însă, din păcate, încă n-am primit ofertă pentru Mount sau pentru Eriksen, n-am primit oferte, așa că din păcate meciul acesta va juca fără Wirtz. După meciul acesta poate mai primi și oferte, însă este destul greu. Echipa lui City nu s-a schimbat absolut deloc, arată foarte bine, o să fie un meci destul de greu, însă avem avantaj. Echipa noastră însă este destul de bine pregătită, așa că avem o șansă să câștigăm. E bine, aici să vedem în ce meci versus cei de la Manchester City în returul Carabao Cup în semifinale, așa că hai să vedem dacă reușim să câștigăm și acest meci sau să facem egal. Prima ocazia lui Haaland, foarte bine aici, pasa la Alvarez, Alvarez șutează însă nu nimerește, șutează și Berardi însă nu nimerește. Haaland aminge, hai să vedem, pasă bună la Foden, Foden este acolo, împiedica puțin, Haaland, Haaland șutează și marchează, bă, ai mă, pe bune, mă. Bă, ce șut puternic de la Haaland, face 1-1. Vedem faza, foarte bine s-a întors aici și m-a păcălit Haaland cu Varanda. Asta este, face 1-0 acest meci. Bine aici, bine aici, Mbappé, continuă Mbappé, du-te Mbappé, foarte bine șutează, însă peste poartă, bă, ce păcat. Continuă Alvarez, caută pasa, ați vedem, pasează foarte bine la Foden, însă îl blocăm, Haaland nu reușește, neapără Neuer data asta. Bine aici Mbappé, vedem că a plecat, du-te Mbappé, nu pot să cred, nu e offside, nu e mă offside mă, ia arată-mă, convinge-o. Hai să vedem, ok, bine, este offside, mamă ce offside, pe bune, wow. Bine, Haaland aici, hai să vedem pe Haaland la Foden, care șutează însă în blocaj, Berardi și el șutează însă, reușim să ne apărăm până la urmă. Bine aici Garnaccio, vede pasa la Mbappé, Mbappé nu pare viteză, întoarce foarte bine, Mbappé dacă poate să ducă, Mbappé șutează însă, apără Ederson, bă ce apărat-o. Bine aici Mbappé șutează însă, apără din nou Ederson, bă du-te bă de aici. Bine aici, bine aici, Garnaccio, Garnaccio! Bine mă, Garnaccio, mă, ce fineze la Garnaccio, mă. Bine mă, Garnaccio. Nu, că vreau să revă faza, hai. Hai să revă faza, foarte bine pasa înapoi la Garnaccio. Garnaccio care a avut 0 șanse de gol, direct vinclu. E aici pasa la Haaland, foarte bine la Foden, înapoi jos. Dacă reușim să ne apărăm, șutează însă Neuer, ne salvează, mă, bine mă, Neuer. Corner pentru cei de la City, hai să vedem dacă reușim aici, pasă scurtă la Alvarez, Foden la balon, Rodri, Rodri șutează, însă bară, ce noroc avem aici. Bine aici Mbappé, se poate duce, du-te Mbappé, nu te prinde, bine, bine Mbappé, pasă foarte bună, șutează, însă apără Ederson, bă, cât poate să apere Ederson, șutul lui Rashford care a fost foarte, foarte puternic. Bingea la Haaland, Haaland însă nu poate să facă absolut nimic, KDB șutează, însă apără Neuer, mă, bine mă Neuer. E bine și se pare că este gata, este gata, Terry se termină meciul, reușim să-i bate pe cei la Manchester City, până la urmă scăpăm și de ei, reușim datorită lui Garnaccio și acelui gol foarte, foarte frumos. E bine, în față avem 155 de milioane de euro. Haideți tot să încercăm o chestie. Mergem la Transfer Hub, mergem aici, îi dăm o dată și hai să vedem dacă reușim să scoatem mai puțin totuși. Pentru că o să punem un jucător, o să punem în frumător, o să punem un mijlocaș și acel o să fie Eriksen. Și o să dăm un 125. Hai să vedem, 125.000, ok, wow, ok, na, nicio șansă. Ok, 127, hai. 127, 165 continuare. Nu te s-am tot la cap, nu. 130, hai să vedem, 130. Te rog, te rog, te rog, 130. Nu pot să cred, ok, ne ajung banii. Însă nu, hai, putem, putem mai mult. 143. Bun, 140, bun, 143. Hai să vedem, negociem acum contractul, pentru că va trebui să-i dăm destul de mulți bani. Îi dăm un crucial mai departe, 5 ani, nu e problemă, fără clauză. Și hai să vedem, îi dăm 100 direct, 110 ba chiar. Hai, 110 trebuie să vii la noi.
mai. 140, ok. 140. Acceptăm 140. Până la urmă, în sfârșit, reușim să-l transferăm pe Florian Wirtz la Manchester United după ce am sacrificat atâtea. E bine, și acum va intra în bancă Mount pentru că a venit Florian Wirtz la echipă și acum putem să schimbăm și noi formația în sfârșit. O să schimbăm 4-3-3 atac pentru că mi-e place mai mult 4-3-3 atac. Și acum cu Wirtz în mijloc, Bruno și Guimaraes, arată foarte, foarte bine echipa. E bine, următorul meci este în Emirates FK vs Portsmouth. Un meci destul de ușor. Sincer, l-aș juca pentru că este destul de ușor și pentru că l-am cumpărat în sfârșit pe Wirtz, însă o să jucăm însă highlights. E bine, și ce meciul și de-abia aștept să-l folosesc pe Wirtz. Ocazie pentru noi aici, hai să vedem, pasăm în spate la Wirtz pentru că trebuie să-l folosim puțin. Hai să vedem dacă este bun. Până acum pare destul de bun. Bine, trece aici. Trece foarte bine. Ne cam plimbăm cu el, ce-i drept, ne cam plimbăm. Pasa este bună la Mbappé, hai să vedem acum Mbappé pe verde. Ce șut bun de la Mbappé, bă. N-ai ce să zici, mă, n-ai ce să zici. Mbappé e prea bun, e prea bun. Mai ales acum că avem și Wirtz, are cine să-i paseze un Mbappé. Foarte bine aici la Florian Wirtz. Hai să vedem acum dacă reușim. Bine pasa la Mbappé. Mbappé însă este deposedat instant. Ok, se pare că au un penalti. Ok, hai să vedem dacă reușim până la urmă să-l apărăm. Și nu reușim. Da, se face 1-1. Foarte bine aici. Bine, mă, bine, mă, Rashford, mă. Ce build-up frumos a făcut Manchester United aici. Însă și finalizarea lui Rashford, care a fost foarte, foarte bună. E bine, și până la urmă se termină meciul. Reușim să câștigăm cu 2-1 meciul și trece mai departe Manchester United în Emirates FA Cup. E bine, sincer, nu l-am folosit foarte mult pe Florian Wirtz, însă cât l-am folosit a fost foarte, foarte bun. Chiar se merită, chiar se merită foarte, foarte mult acest transfer și sunt sigur că pe viitor o să ajute foarte mult. Următorul meci este contra cei de la Wolves în Premier League. Însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1000 subscriber, pentru că mai avem foarte puțin și pentru că la 1000 subscriber vă pregătesc un videoclip special. Și desigur, dacă tot ai abonat, nu uitați acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. Eu a fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa!